Să știe că dragostea poate urni chiar și munții din loc. În cazul Marcelei Barbos, dragostea pentru muzică a făcut-o să persevereze și să se lanseze în showbizul autohton. Fără studii muzicale, dar cu multă ambiție, dorință și curaj, Marcela și-a văzut visul realizat. A fost o colaborare foarte productivă, foarte interesantă. Am optat pentru o piesă de dragoste. Adrian, la rândul lui, m-a ajutat. Mi-a plăcut foarte mult din prima când mi-a trimis. Și așa a apărut piesa. Fiecare clipă, clipă lângă tine, e mai scumpă decât orice comor. La început a fost destul de complicat, o spun sincer, pentru că Marcela nu are studii muzicale. Dar dorința ei mare de a cânta a făcut-o să vină și să insiste de câteva ori că își dorește foarte mult o melodie și a mers și la profesor de vocal, a mers la canto, a făcut câteva ore și apoi peste o lună și ceva a venit și mi-a cântat melodie destul de bine. Am mai muncit împreună în studio alături de Sergiu Teacă și am înregistrat această melodie. Mai în glumă, mai în serios, dar o simplă discuție pe Facebook între regizorul Viorel Belinski și Marcela s-a transformat într-o colaborare pentru videoclip. Filmările au durat 3 zile, iar Marcela a fost atentă la toate observațiile echipei de creație. Noi ne-am înțeles, suntem tinerei, suntem plin de ambiții, toți vrem să facem ceva să fie frumos, așa că ea a făcut așa cum am spus eu și cred că a făcut bine. Printre cei care au venit la eveniment să o susțină pe Marcela cu prima sa producție muzicală au fost și cei care au îmbrățișat deja showbizul de ceva timp. Mi-a părut un videoclip interesant, mi-a plăcut și piesa și sper că Marcela să aibă succes în ceea ce face, pentru că este un început și este un început frumos, după părerea mea. Mi-a plăcut foarte mult piesa, sincer am fost foarte impresionată. Știu că Adrian Ursu mai rar scrie piese pentru alți colegi de breaslă, dar când o face 100% bine. Oaspeții au remarcat că Marcela a realizat un produs reușit și i-au lăudat naturalețea, simplitatea și modestia la ecran. Piesa deci îmi place foarte mult, felicitări Adrian, este o piesă foarte, foarte reușită. Respectiv despre clip, aș spune că este un clip foarte ușor, deci foarte plăcut. Eu cred că este foarte ușor pentru consumator în primul rând. Îmi place că este foarte simplă în acest clip, este o imagine care îi se potrivește foarte bine și cred că ar trebui să continui cam cu această imagine. În primul rând aș vrea să o felicit pe Marcela pentru că este o fată foarte bravă, foarte perseverentă. Mi-a plăcut foarte mult videoclipul și piesa este atât de feminină și de ginga așa și cred că o avantajează 100% și videoclipul și piesa.